Consiliul Județean Arad construiește 5 spitale noi, cel puțin, și a dat în folosință în anul 2017 primul spital din România construit de la zero, integral din fondurile arădenilor. Am investit în ultimul an peste 7 milioane de euro în echipamente și materiale de protecție, în aparatură medicală. Aceste investiții se adaugă celor peste 540 de aparate medicale cumpărate de Consiliul Județean și de Primăria Municipiului Arad în perioada 2017-2019. Am repornit angajările la spital pentru ca pacienții să poată fi tratați cu mai multă atenție și vreau să vă spun că doar în perioada 2016-2019 am făcut peste 400 de angajări la Spitalul Județean și nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat astăzi dacă nu făceam lucrul acesta. Din fonduri europene vom extinde ambulatorul, unitatea de primiri urgențe, de asemenea vom finanța un nou spital de infecțioase adulți, secția de cardiologie. Nu cred că există o secție în spital unde Consiliul Județean să nu fie investit, fie singur, fie împreună cu autoritățile locale sau cu societatea civilă, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la pediatrie și la matern. Dacă tragem linie cu tot cu investițiile făcute în perioada pandemiei, Consiliul Județean Arad a dirijat și a scris proiecte în valoare de peste 100 de milioane de euro pentru sistemul arădean de sănătate publică, de la preluarea sa în anul 2010 și cu precădere după anul 2016. Principala noastră preocupare a fost să asigurăm o bază materială competitivă ca Aradul să devină un furnizor de servicii medicale și un județ unde pacienții au încredere în spital și în medici.